Școala interioară, Solisis. De când am aflat și am început să studiez la școala interioară, viața mea s-a schimbat total și mi se pare wow, super, o super bucurie să putem să studiem sau să înțelegem, să conștientizăm procesele noastre interioare și mai ales să ne descoperim profesorii care de multe ori sunt în planul subtil, câteodată încarnați și întâlnim ca profesori în planul ăsta, dar de multe ori sufletul nostru, sinele nostru superior, ghizii noștri sunt cu noi și în momentul în care alegem de bunăvoie și cu bucurie să participăm la școala interioară, care de fapt este una singură, indiferent în ce țară trăim sau în ce religie facem parte, sau pentru că ființa umană este construită la fel una cu alta, doar că trăim diferite experiențe în același timp și din cauza asta părem așa de diferiți. Eu obișnuiesc să zic în cursurile mele că lucrez cu aceeași persoană, doar că una este într-un moment al vieții și alta în alt moment, sau putem să zicem una e în clasa a doua și alta e în clasa a 11-a, nu există nicio diferență între un copil într-o clasă sau în alta, cum nici între noi, între un suflet care a trecut niște lecții sau nu le-a trecut încă, le vom trece cu toți și e superb. Deci, ce vreau să zic prin școala asta interioară este să ajungem să conștientizăm procesele care se întâmplă în interiorul nostru și cine suntem cu adevărat. Să ne trezim, nu? Se folosește și cuvântul ăsta, trezire. Și, într-adevăr, trebuie mult curaj ca să vedem adevărul în față, să-l acceptăm așa cum e și multă iubire. Să facem asta cu iubire și cu blândețe. Deci ghizii noștri ne revarsă vibrații și inspirații de iubire, de claritate, de pace interioară, de viziune a adevărului așa cum e și nu cum ne-l povestim noi la nivel mental. Doar trebuie să ne înscriem la școală, să participăm, să dăm atenția noastră prin meditațiile pe care le facem, prin procesul pe care îl facem, suntem acolo. Așa că mă gândeam cum să transmit mai bine învățăturile astea pe care caut să le transmit de 15 ani cu mare entuziasm, chiar dacă sunt abstracte și nu prea înțelese. Ce aș putea să zic este că școala la Solisis este o școală practică, nu înveți teorii, nu e o școală teoretică, e, o școală, e un laborator în care intri și simți, înveți prin percepție, prin conștientizare, pur și simplu, cum se explică asta, se întâmplă în interiorul tău și devii tot mai atent la ce se întâmplă în interior și până la urmă ajungi la vocea maestrului interior care el te învață și te ghidează și te preia de la un punct încolo. Nu mai e nevoie să mai participi la nicio școală, cum e școala Solisis, așa cumva la frontiera între vizibil și invizibil. Deci este un ghidaj către invizibil pe care odată ce îl resimți și cu care te conectezi și devii conștient, poți să continui pentru că cunoști deja, nu mai e o posibilitate vagă sau o teorie, o idee. E ceva foarte real, foarte real și care ne umple de lucruri bune. Așa că am gândit procesul de 6 luni în care participați la această școală săptămânal și faceți o meditație în mișcare în care intrați în contact cu interiorul vostru. Deci se creează o liniște interioară. Învățăm să lăsăm mentalul deoparte de o manieră foarte
concretă și practică. Deci învăț să-mi iau un timp dimineața și seara în care trăiesc fără mental în acest spațiu interior pe care îl las să se desfășoare și încet, încet îl descoper. E ca și când intri în întuneric și nu vezi nimic la început, dar dacă stai mai multă vreme, te obișnuiești cu acest întuneric și începi să distingi contururile obiectelor. Așa și în interiorul nostru. Trebuie să stăm ceva vreme, să practicăm această prezență ca să observăm contururile și ceva cu care nu suntem obișnuiți. Pentru că trăind în sfera mentală, ne separăm de toată viața asta interioară. Și în concluzie simțim un gol interior care nu va putea fi umplut de tot shopping-ul, de toate vacanțele, de toate plăcerile pe care le căutăm. Va fi umplut în momentul în care conștientizăm cine suntem și intrăm în spațiul nostru interior și începem să îl ocupăm și să ne trezim acolo și să devenim vii și energia să curgă în toate corpurile noastre subtile, în toate planurile noastre. Deci este un ghidaj practic în care de fiecare dată primiți chestii pe care, mici exerciții sau meditații pe care le faceți acasă zilnic. Durează 6 luni. După această practică devenim un pic mai vânjoși și pe urmă putem să continuăm practica și conectările interioare și să se continuă să se întâmple lucruri. Dar e necesar un anumit proces de scufundare interioară și pas cu pas persoana e ghidată să facă această trecere din mental, tot ceea ce consideră ca realitate, înspre spațiul interior, care e mult mai complex și mult mai larg și pe diferite nivele. Deci la început conștientizăm un pic nivelul mental, nivelul emoțional și apoi vibrația sufletului nostru și vibrațiile sinelui superior, a ghizilor noștri și intrăm în altă lume, cu toate că nu e alta, dar e una poate pe care n-am descoperit-o prea mult. O mică ramură a școlii interioare este life coaching-ul pe care îl propun celor care au mici probleme, mici blocaje în viața lor și ar vrea să intre în acest proces în care să le deschidem, să deschidem viziunea, să ne conectăm cu noi înșine și să vedem dincolo de mental realitatea și opțiunile care se deschid nenumărate. Deci este o posibilitate rapidă de a debloca anumite blocaje. În schimb, procesul este o conectare cu sine însuși pe care o faci și cu care rămâi restul vieții tale și, în general, antrenez persoanele să devină autonome și, în propria lor conectare interioară, să își facă propriul life coaching și să-și conducă propria viață conștienți. Deci, asta e și scopul, să putem prin forța noastră sufletească, spirituală, să depășim toate încercările care ne vin și care sunt o superbă posibilitate să evoluăm. Așa că vă propun o școală interioară, o școală la care în sfârșit să alegem noi să mergem, nu suntem forțați și ne putem umple de bucurie.